Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre Chișinău, despre construcții neautorizate, despre demolări și tot ce ține de acest capitol. Salut prezența în studioul a domnului Fadei Nagacevski, avocat. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și a lui Victor Chironda, urbanist. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Domnule Nagacevski, pentru început vreau să ne spuneți, care este poziția dumneavoastră împărtășită, iată, de câteva evenimente care au fost pe larg mediatizate de către colegii noștri de Breaslă, mă refer aici la problema legată de cinematograful Gaudeamus și despre ceea ce a intrat în istoria orașului drept cafeneaua Guguță. De ce s-a creat această incertitudine? De unde a început întreaga problemă? Deci, din ceea ce am studiat eu și am înțeles, construcția respectivă a fost privatizată. În ce mod? Nu mă mai interesează, dar în anul 2004 s-a întâmplat toată istoria cu privatizarea. De ce nu mă interesează? Deoarece au expirat foarte mulți ani și eu înțeleg prin prisma standardelor stabilite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, să revizuiești o tranzacție care a avut în anul 2004 este destul de greu. Următoarea etapă a privatizării a avut loc în anul 2010 sau 2011, când deja a fost privatizat lotul de teren aferent, da, respectivii construcții. Deci în proprietate privată, începând cu 2011, a intrat și construcția și lotul de teren. Deci lumea a reacționat abia acum la situația respectivă, deoarece până în anul 2017, să-i spunem, sau 2018, lumea nici nu cunoștea despre faptul că respectivul cinematograf a trecut în proprietate privată. Asta este una. A doilea, ei vedeau că este cinematograful și este tot o regulă. Însă în momentul în care lumea a constatat că cineva încearcă să demoleze respectiva construcție, deja au început să reacționeze. Să reacționeze prin meeting-uri, proteste, adică fiecare și exprima poziția așa cum considera el de cuvință. Deci, nu exclud totuși că elementul ăsta de trezire a lumii totuși a fost, este undeva impulsionat și de clasa politică care, aflându-ne într-un an electoral, încearcă să colecteze dividende electorale din orice construcție, din orice problemă care ar putea să apară în oraș. Fiindcă dacă este, deci, fiindcă observăm că clasa politică în principiu a reacționat abia acum, în anul ăsta electoral. Domnule Nagacevski, probabil cei care demisionează se întreabă un lucru. Spuneți-mi, vă rog, cât de transparente sunt aceste privatizări? Cum e posibil ca edificii de asemenea natură să intre peste noapte în posesia unor... Deci privatizările Republica Moldova, începând cu anii 90 până în prezent, ele toate au fost netransparente. Probleme de legalitate cred că există la orice privatizare care s-a trecut pe teritoriul Republicii Moldova. Eu nu am văzut încă o privatizare de care să fie perfect legal făcută. Problema este că statul reacționează la respectivele privatizări, sau mai bine zis, nu inacționează mult timp, sau acționează într-așa un mod ca instanțele de judecată să le dea dreptate agenților economici care privatizează cu anumite ilegalități. Am văzut asemenea cazuri care au mers și până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar am văzut cum s-au gestionat dosarele într-așa un mod ca Curtea Europeană să nu aibă altă posibilitate decât să dea câștig de cauza agenților economici. Ca, spre exemplu, cauza IPTEH, unde Procuratura a reacționat după ce a expirat termenul de prescripție de 3 ani de zile, solicitând anularea tranzacției pe IPTEH. Datorită acestui fapt, Curtea Europeană nu a avut altceva decât să constate violarea articolului 1 din Convenția Europeană, securitatea raporturilor juridice și se repun în drepturi IPTEH-ul. De altfel, atunci Curtea Europeană a menționat cu titlul de principiu că, stimați cetățeni, stimată Republica Moldova, în condițiile în care privatizarea, fiindcă în principiu privatizarea masivă, când s-a făcut, ea a fost cu anumite abateri, asta recunoaște și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, însă în sensul democrației trebuiește să lăsăm la o parte ce s-a făcut ilegal anterior și să încercăm să găsim modalități de stimularea agenților economici care totuși au privatizat să investească și să facă ceva bun pentru Republica Moldova. Asta este ideea democrației pe care o promovează Curtea Europeană. Problema Republica Moldova este că agenții economici care privatizează de cel mai des ori, ulterior se constată că nu sunt de bună credință, ei totuși devin de rea credință și privatizările le fac cu scopul de a înstrăina și de a se îmbogăți peste noapte. Adică ei nu au intenția de a face careva afaceri, nu știu, de a construi ceva care ar aduce beneficii Republicii Moldova, inclusiv și lor, dar și Republicii Moldova, dar se gândesc exclusiv la venitul de, să spunem, 1 milion de euro peste noapte și pentru dânsa asta este ok. După mine și pe topul, după formula asta funcționează agenții economici. Problema cu Gaudeamusul este aceeași. Ei au
privatizat, însă, spre regret, nu au avut de gând să construiască sau să conserveze acel cinematograf, să facă ceva pentru, inclusiv pentru cetățeni, dar s-au gândit exclusiv la interesul lor prin construcția două clădiri, care e un nodul ce el am, închipui că dacă spun încă două clădiri cu 12 etaje, acolo va fi colaps total. Pur și simplu acolo va fi imposibil de circulat. Eu nu știu cum ieșim din situația asta. Domnule Chironda, da, eu vreau să vă întreb, de ce toate aceste probleme legate de urbanism, legate de capitala noastră, oarecum sunt privite prin prisma politicului? De ce această imixtiune? Nu cred că asta este o întrebare la care eu pot să răspund. Eu pot să răspund cum se face în mod normal în această situație. Faptul că este terenul public sau privat, mai puțin contează în cazul planificării urbane. Da. Ideea este că atunci când autoritățile locale, municipalitatea, în cazul nostru, direcția de arhitectură, oferă documentele permisive, ei trebuie să vadă cât de bine se încadrează obiectul propus spre construcție în situația actuală sau în situația dorită. De asta dumneavoastră spuneați la început că documentele sunt nu chiar legale sau acțiunile lor nu sunt chiar legale. Eu cred că ele sunt absolut legale. Adică ei, dacă înainte, mulți ani, 10 ani urmă, demolau ilegal, fără să aibă absolut niciun document. Acum, strategia este alta. Acum, toate actele permisive se fac. Cum se obțin aceste acte? De ce oamenii care le eliberează, rămâne sub semnul întrebării? Dar faptul că acești oameni, când vine la ei cineva și întreabă, îi scot și arată, ia uitați-vă, semnătură, tot frumos. Și asta ale este adevărat. Respectiv, aici trebuie să vedem de unde cresc rădăcinile acestei probleme și de ce acești oameni eliberează aceste documente permisive. Pentru că, în mod normal, tu poți să ai un teren privat, poți să ai o construcție să fie a ta privată, dar asta nu înseamnă că tu poți face orice vrei cu ea, asta sunt regulile și condițiile într-un oraș. De asta tu când vii, să zicem, în cazul Gaudeamus, da, proprietarul a decis să demoleze Gaudeamusul și să construiască două blocuri locative. El vine cu acest proiect la primărie și spune, iată ce vreau eu să fac aici. Și oamenii din primărie, funcționarii, se uită ce avem în planul de urbanism, plan urbanistic general, ce avem în planurile zonale, cât de bine se încadrează asta acolo, regimul de înălțime, zona de, deci ce fel de construcții urmează să trebuie să fie acolo, sunt prevăzute. Deci dacă este o zonă în care pot fi doar construcții comerciale și sociale, blocuri locative pur și simplu nu au ce căuta acolo. Și deodată îi spune, pa, dacă vrei să construiești, să demolezi cinematograf, să construiești un complex mare unde să fii și cinematograf și spații comerciale, un mall general vorbind, atunci se poate. Dar dacă tu vrei să construiești blocuri locative, nu se poate, pentru că documentul general, deci să zic așa, strategia de dezvoltare a orașului, în acest loc nu prevede blocuri locative. Să înțeleg că în cazul nostru primărie, dar nu numai în cazul Gaudeamus, în toate cazurile de acest gen, asta se numește tot ce cine e zastroică și de obicei, sau așa numită dezvoltare, să zic așa, o plotnenie, cum era cândva în termenii ăștia de dezvoltare sovietică, ideea era așa că, da, într-adevăr, și, deci normativele europene recomandă că orașele nu trebuie să se lățească, nu trebuie să existe acest fenomen de lărgire nelimitată a orașului. Da, într-adevăr, noi trebuie să dezvoltăm și cumva să îndesăm, dacă se poate așa de spus, să valorificăm spațiile, locațiile, da, foarte multe spații care nu au fost valorificate. Dar în orașele europene asta se face planificat, asta se face timp de mulți ani de zile, cu consultarea tuturor factorilor și agenților economici implicat, locatari, alți agenți economici, să zicem, organele de stat care sunt prezente acolo, în cazul nostru, iată, este Ministerul Sănătății peste drum, este Ministerul Culturii în cazul cinematografului și așa mai departe. Și doar după ce se ajunge la un numitor comun cu toți acești factori, atunci îi se dă documentație permisivă acestei agent economic, să zicem așa. Haideți să vorbim despre oamenii care au ieșit să protesteze acolo. Au ei un temei juridic? Oamenii niciodată, pentru că asta este tot acest proces de obținere documentelor, este însoțit de o lipsă de transparență totală. Oamenii nu văd decât faptul real, la teren. Apariția gardului și, pentru că noi de mult știam, de mult se cunoștea că acest cinematograf a fost privatizat și evident că nimeni nu privatizează lucrurile pur și simplu. Și ne dădeam seama că mai devreme sau mai târziu va fi demolat. Asta știa toată lumea.
Dar nu puteai să faci nimic pentru că atâta timp cât nu există A, nu poți spune B. Nu poți să vii la agentul economic și zici ai pentru că noi știm că tu ai să demolezi. Respectiv, când a apărut gardul și când a început să fie demolat, oamenii s-au adunat și au început să întrebare ce se întâmplă. Dar arătați documentația permisivă. De ce voi ați ajuns la acest? Și agentul economic spune că dar noi cu autoritățile ne-am clarificat, pe voi asta nu trebuie să vă intereseze. Și aici apare elementul ăsta de ceea ce înseamnă comunitate, consultarea publicului, și necesitatea de a organiza consultări publice pe astfel de teme și așa mai departe. Pentru că în cazul dat, trebuie să fie elaborat un nou plan urbanistic zonal. Este documentația care permite construcția acelor blocuri acolo. Și acest plan urbanistic zonal nu poate să fie adoptat fără ca să fie votat în Consiliul Municipal Chișinău. Respectiv, dacă oamenii ăștia s-au apucat să demoleze și s-au apucat să construiască, ei știu, ei au încrederea că acolo totul va fi bine. Da. Domnule Nagacevski, vreau să vă întreb. Până la urmă, iată, spunea și domnul Chironda, primăria într-o oarecare măsură a dat undă verde. Respectiv, tot acum primăria este cea care zice că ar fi cazul să fie sistate aceste lucrări. Haideți să ne uităm totuși. Nu mai este chiar... N-aș fi de acord că în fiecare caz este perfect legal toate acțiunile respective. Chiar în cazul Gaudeamus există aparență de ilegalitate și eu am să explic de ce. Vă rog, spuneți. Până în 2017, în martie 2017, a fost pronunțată decizie revocabilă a Curții Supreme de Justiție prin care Ministerul Culturii le-a interzis Gaudeamusul, sau mai bine zis proprietarul Gaudeamus, să ridice două blocuri cu 17 etaje, deoarece ele nu se încadrează în planul urbanistic și mai mult ca atât, acolo este un monument al culturii și ei sunt în zona de protecție a monumentului și pur și simplu ar deforma planul urbanistic. În situația respectivă, când există schița neaprobată a proiectului de către Ministerul Culturii, eu mă întreb cum de grozav a semnat în martie 2018 autorizației de demolare. Știți care este efectul autorizației de demolare? Autorizația de demolare în principiu s-a dat cu un scop permite simplu. Construcția. Tu demolezi pentru ca să construiești ceva care nu este permis, dar în situația atunci care ai dat unui om autorizație de demolare, tu deja și cu scopul de a construi ceva, tu îi dai o speranță legitimă în sensul articolul 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Mai departe, agentul economic va merge pe prezumția bunei credințe și va spune autoritatea publică, odată ce mi-a permis demolarea pentru construcții, pe mine nu mă interesează puzurile, pugurile, autorizații de construire, statul trebuie să-mi asigure toate condițiile ca eu să-mi duc la bun sfârșit planurile inițiativă care mi le-am pus. Altfel, eu suport anumite prejudicii prin demolare, prin imposibilitatea de a construi respectiv venituratate și cheltuieli efective. Asta este specificul protecției dreptului de proprietate. Deci dacă ai semnat o autorizație, tu trebuie să înțelegi că omul nu trebuie să mă după tine să te roage ca tu să-i schimbi puzul, planul urbanistic zonal. Deja asta este o obligație autorității publice locale. Primăria, deci cum privește Curtea Europeană autoritatea publică locală, nu există pentru ei primărie separat și consiliu separat. Este autoritatea publică locală. Nu. Ei lucrează ca un tot întreg. Dacă A zice că e așa și B trebuie să zică mai departe că e așa. Dacă primarul zice într-un fel și consiliul în alt fel, asta este imposibil. Pentru ei asta este ceva străin. Și în condițiile speță, în principiu, s-a creat o anumită prezumție pentru respectivul agent economic că el se ducă în instanță de judecată și să încerce să dovedească că lui deja i s-a creat o speranță legitimă de a construi ceva. Da, acum se vorbește? Nu știu dacă instanța de judecată nu îi va autoriza respectiva construcție și nu va considera că în cazul în care nu îi autorizează, îi se încalcă dreptul de proprietate. Domnule Nagacevski, dar acum vorbim și despre decizia de sistare a lucrărilor. Iarăși lansată de aceeași... Asta e chestiune simbolică și nu, practic pentru developer nu înseamnă mare lucru. Noi am avut foarte multe cazuri de sistare a demolării, sistare a construcției, după care, iată, care amintesc acum cu Dreanca sau cazul de la Dimo 1, au fost, au ieșit primarul și au zis că noi oprim sistem tot. Și o trecut jumătate de an și construcția este gata, finalizată. Mare lucru. Vă rog? Deci, odată ce ai eliberat unui om un anumit act permisiv, retragerea respectivului act reprezintă expropriere. Deja reprezintă expropriere. O autorizație de construire, de demolare, certificatul de urbanism reprezintă elemente ale dreptului de proprietate. În condițiile în care i le-ai dat,
tu trebuie să ai cazuri temeinic extrem de justificat pentru ca să îi le retragi. Eu mă întreb în temeiul la ce a fost anulată respectiv autorizația de demolare. De ce a fost acordat în primul rând autorizația da, de demolare asta și de ce a fost retrasă. Dar ea a fost retrasă nu de atât dacă s-au constatat careva încălcări, dar sub presiunea opiniei publice. În situația în care tu nu menționezi temeiuri legale, justificate în vederea limitării dreptului de proprietate, păi în cazul dat cetățeanul X va duce în instanța de judecată și va solicita anularea autorizației dispoziției respective, invocând că ea a fost lipsă de argumente și justificare deoarece s-a făcut sub presiunea opiniei publice. Da, asta este o problemă gravă la noi, fiindcă noi politicul se implică într-un mod, într-un hal fără de hal și nu urmează procedurile legale. Nu este admis nici primarul, nici consiliul, nimănui să pună presiuni pe agenții economici. Există legea. Da. Ai eliberat pentru a-l restabili în drepturi sau pentru a te restabili în drepturi, tu ai obligația să respecti procedurile legale. Altfel, tu pui la bătaie oricum, nu bugetul municipiului Chișinău, tu pui la bătaie bugetul statului, fiindcă cetățeanul X se va duce la Curtea Europeană și își va restabili dreptul și va plăti Republica Moldova prejudicii urmarea acțiunilor abuzive ale autorităților de stat. Domnule Chironda. Foarte des autoritățile funcționare din primărie fac asta intenționat. Deci e intenționat admit o încălcare, pentru că știu că agentul economic va merge da. În judecată și își va obține dreptul acolo. Și pe asta pe ei eliberează de orice răspundere, pentru că ei spun că da, așa au decis judecata, noi nu suntem. Tot e o soluție. Pentru că, sau mai sunt alte tipuri, eu deja știu câteva feluri de scheme care toate se fac la noi, posibil. Pentru că, de exemplu, foarte des se solicită certificat de urbanism în baza unui schițe de proiect, dar pe urmă nu știu cum schița se modifică, pentru că există posibilitatea ca agentul economic să facă modificări în proiect și, de exemplu, în loc de 5 etaje apar 10. Sau un proiect intenționat, clădirea se arată mai joasă decât este în realitate. Volumetria este distorsionată și când te uiți pe schița de proiect, parcă nu e așa de înalt. Dar când te uiți în perspectivă, în realitate, ea este mult mai înaltă. Sunt foarte multe tipuri de genul, deci juridico, să zic așa, administrative, care le permit lor să vireze așa, printre legi, regulamente și prevederi și până într-un final să obțină tot ceea ce au nevoie. De ce s-a întâmplat în cazul cafenelii Gunguță? Vorbim de... Bun, în cazul cafenelii Gunguță, acolo la construcție nu s-a ajuns. Acolo este doar vorba despre, să zic așa, este un proces de judecată, din câte înțeleg eu, judecata, deci Ministerul Culturii, îmi pare, sau Agenția de Protecție a Monumentelor, odată în judecată compania privată, a cărei deja proprietate este cafeneaua, în vedere acolo... intenții de construcție. Eu cred că acest caz este unul, ilustrează exact această schemă în care se ajunge în judecată și până la urmă, iată, am văzut curtea de apel, deja i-a dat dreptate agentului economic și asta înseamnă că în principiu cazul a fost pierdut, pentru că eu nu cred că o să admită la Curtea Supremă, dar mă rog, rezultatul o să fie același oricum. Domnule Nagacevski. Haideți, eu am să vă explic cum se întâmplă. Într-adevăr, ce fac cetățenii Republicii Moldova, care sunt foarte, foarte bine cunoscători cu sistemul juridic al Republicii Moldova. Într-adevăr, ei obțin anumite acte de privatizare, eventual undeva lovite de ilegalitate, după aceea se duc în instanța de judecată, fie procuratura înainte contesta, fie agenția proprietății publice contesta, dar undeva ceva să uita. Și instanța de judecată le confirma valabilitatea tranzacției. Păi în cazul Guguță, după ce ține minte, de asemenea au fost contestate în instanța de judecată tranzacțiile cu respectiva clădire și modul în care a fost privatizată. Da, durant o perioadă. Și instanța de judecată le-a legalizat dreptul de proprietate asupra construcției, după care i-a obținut, după câte ține minte, o decizie a Consiliului Municipal, prin care le s-a autorizat reconstrucția. Li s-a stabilit anumite limite de înălțime. Pentru a-i bloca pe dânsul, după cât ținem minte, iarăși CMC-ul în 2013 adoptase o hotărâre prin care o decizie, prin care terenul aferent îl introdusese parc și stabilise destinații de domeniu public. Această decizie, după cât cunosc iarăși, a fost contestată în instanța de judecată. Nu știu care este soarta dosarului cu terenul aferent, însă în privința construcției, ce s-a întâmplat, Curtea de Apel Chișinău le-a dat câștig de cauză, în sensul că a fost exclus sintagma limita de înălțime
înălțime sub C2, ceva de tipul ăsta. Da. Adică le-a exclus limita C2, fiindcă ei veniți în instanță de judecată și prezentați un proiect, un proces verbal semnat de Consiliul Urbanistic, nu știu care mai este pe lângă Consiliul Municipal Chișinău, unde li s-a aprobat zona C5. Zona C5 este un pic mai înaltă decât zona C2. Dar dacă ai C5 până la ori 7 sau ori 3, nu este așa de mult de asta este obținut. Încă o schemă. Consiliul urbanistic uh-huh. acesta, el a mai fost, a mai observat cazuri de genul ăsta, el este un organ consultativ, n-are absolut niciun drept, n-are nicio atribuție. Este un organ consultativ pe lângă primar, un grup de arhitecți care echipurile îl sfătuie pe primar cum mai bine să procedeze. Da. Acest consiliu, nu știu cum, elaborează un proces verbal care spune că n-ar fi rău să fie bine, adică ar fi ok dacă s-ar construi acolo, s-ar s-o schimba zona sau ceva de genul ăsta. Niciun funcționar responsabil direct de acest lucru, nici Consiliul Municipal nu a văzut și n-a avizat și n-a făcut, n-a semnat nimic, dar oamenii deja au o hârtie cu care pot să meargă în judecată. Dar judecată deja, știți cum. Da, eu vroiam astăzi, pentru că am pomenit în repetate rânduri despre prejudicii financiare, vreau să deschidem acest aspect și să discutăm până la urmă care este prețul real și pe ce bani se obțin aceste edificii. Cine? Domnul Năgăcin. Nu aș vrea să speculez, dar iarăși mă bazez pe cei ce aud prin piață. Eu înțeleg un lucru, că bunurile respective... Se aduc prejudicii. Că bunurile respective, construcțiile, da? Terenurile, se privatizează la anumite prețuri de nimic, să-i spunem. Chiar nu am să mă tem să dau exemplu acelui aș Glasul Națiunii, care a fost privatizat la prețul de 650.000 de lei. Nu știu dacă au fost plătiți banii ăștia. Asta e prima întrebare a mea. Și a doua întrebare, în situația în care acest bun se află în inima capitalii, poate el scoate 650.000 de lei? Eu ne închipui că dacă scoți clădirea cu terenul aferentă moie la vânzare, acolo iei vă 2 milioane de euro. Păi e ca așa să fac. Și în situația dată, cum fac eu agenții economici, presupun eu, într-o țară în care democrația încă gâfâie? Eu presupun că există un buget, să spunem, de 500 de mii de euro, dacă costă un teren cu asta 4 milioane de euro, care se dă la un funcționar responsabil de municipiu Chișinău, care are grijă ca respectivul proiect de decizie să fie trecut prin Consiliul Municipal. Dar iarăși, astea sunt speculații, mă bazez exclusiv pe gura satului, în caz, dar n-am eu probe ca să-i vinuiesc. Deci noi avem o mare problemă în orașul Chișinău, în municipiu, de fapt. Asta este cum se înstrăinează bunul public. Deci problemele funciare, chestiunile funciare și cele de patrimoniu. Deci terenurile și clădirile sau spațiile. În mod normal, ca primăria să câștige mai mult de la înstrăinarea acestor bune, ele trebuie scoase la licitație. Și primăria câștigă și din procesul de licitație, pentru că agenții economic plătesc ca să participe, și respectiv obțin cel mai bun preț. Se începe de la prețul de piață, el se evaluează de evaluatori independenți, prețul de piață, după care cine dă mai mult, acela-i. Asta se întâmplă în orașele normale. În Chișinău, licitații pe patrimoniu n-au fost făcute mai bine de 10 ani. Niciuna. Tot ce acest s-a dat ridic semne de întrebare. S-a făcut prin diferite scheme. Cu terenurile, deja acolo situația este încă mai gravă. Dar foarte des, deci de gestionarea acestor domenii, partea funciară se ocupă direcția funcerară, din cadrul Direcției Generale Arhitectură și chestiuni funciare, de patrimoniu se ocupă Direcția Economie, Buget și Finanțe. Ei sunt responsabili de gestionarea acestor. Însă acolo este așa un proces de complex de gestionarea acestor. Până a se ajunge, în cazul în care se ajunge la licitație, se găsește o modalitate de a pune acest obiect concret într-o chestiune în instanță, într-o chestiune de justiție, și atunci el nu-l mai poți licita, pentru că el deja se află sub litigiu. Și respectiv, aflându-se sub litigiu, deja acolo noi putem să ne înțelegem și obiectul nu ajunge în licitație. Și respectiv, deja se găsesc diferite scheme. Ori el se privatizează, se ia în arendă pe un an de zile și după care se privatizează la preț de nimic. Ori el se dă primăria în judecată în vederea că chipurile noi am construit ceva acolo, iată am avut situația de la Valea Morilor, Profi Sport, așa zis, un teren de tenis, care și-a pus acolo niște blocuri de beton și a venit la Consiliu și a spus că da, noi aici am început construcția, asta e a noastră și noi într-un fel am avea dreptul să construim mai departe. Și le s-a dat teren. Și respectiv se ajunge în instanțe, în instanțe se câștigă și așa mai departe. Și primăria pierde sute de milioane de dolari pentru că, sau de euro, pentru că în mod normal din înstrăinarea bunurilor și patrimoniului ăsta de funciar, primăriile obțin până la 20, 30, poate chiar și 40% din buget,
noi obținem sub 1%. Deci mai puțin de 1%. Asta e, deci bunul public pur și simplu se irosește și se dă degeaba. Și din asta evident că sunt oameni care valorifică. Hai să, da, să ne amintim despre loturile de teren. Ca spre exemplu, la Valea Morilor, după ce ne aminte, consilierii ulterior spuneau că acest lot de teren costa 4 milioane de euro, dar s-a vândut el cu în jur de 1 milion de lei. Întrebarea mea, nu există elemente de coruptibilitate în cazul dat? Chiar să așa de buni la inimă și... Da, au făcut o donație. Reprezentanții primăriei și consilierii municipali, eu nu cred în... Noi avem donații făcute la așa zise asociații obștiești, organizații sportive. Iată, chiar acum am văzut că este scos la vânzare un teren care a fost dat Comitetului Olimpic pentru construcția unui sediu, chiar lângă ambasada Statelor Unite, în Parcul Valea Morilor, acolo pe strada Mateievici, în capăt. Da. Da. Și acum este scos la vânzare și cu milioane. Deci a fost dat gratuit pentru construcție. Și de asociații de tenis, și asociații de handball, și de baseball, și de, nu știu... Da. Domnule Chironda, eu vreau să mai discutăm astăzi un aspect. E vorba de monumentele istorice, care în mare parte merg pe aceeași cale. Sunt demolate, ajung în posesia unor persoane care până la urmă ridică mari semne de întrebare. E o altă verigă putredă? Cum se face în orașele europene? Da? Deci dacă un monument istoric, cu statut de monument istoric, fie local, fie național, ajunge cumva, se privatizează, se ajunge în proprietate privată, există un șir întreg de legi și normative locale care îl obligă pe proprietar să aibă grijă, să reconstruiască, să valorifice, să pună în valoare și așa mai departe. La noi, nu știu, există legea asta cu privire la protecția patrimoniului sau cum se mai numește, există chipurile și agenții care cumva se ocupă de asta, dar vedem că fiecare, iată avem exact acum Conacru Șcanu de Rojinski de la București, Colț cu Vlai cu Părcalab, care chipurile se reconstruiește cu păstrarea fațadei, însă în realitate noi o să avem, nu știu dacă o să rămână fațada, dar deja clădirea a fost demolată, o să avem o clădire cu vreo 14 etaje acolo și iată minus un monument istoric din oraș. Nu mai zic de celelalte care s-au fost până acum. Iarăși lipsa unui cadru normativ legislativ puternic care să apere aceste monumente, doi, lipsa totală de grijă și, să zic, responsabilitate din partea funcționarilor locali care semnează iarăși aceste documente de demolare autorizației, de reconstrucție, de așa zisă renovare, din care după care se renovează și nu mai înțelegi unde a fost monumentul istoric și unde e construcția actuală. Din păcate, asta e situația. Eu cred că noi nu avem nicio șansă în următorii ani să păstrăm cumva sau să revalorificăm patrimoniul istoric. De ce? Avem o imixtiune sau a politicului sau avem o indiferență a societății civile? Noi suntem un oraș în care îmi pare rău să spun asta, dar trăiesc mai mulți săteni decât orășeni. Pentru că într-un oraș normal, orașanul nu își permite să-și demoleze propriul oraș. Pur și simplu nu își permit. Fie el bogat, fie el om de afaceri, fie el nu își permite. Asta e o chestiune mai mult de, să zic așa, de percepție a ceea ce... Din păcate, noi suntem, să zic așa, un oraș în care foarte multă lume încă nu înțelege că locuiește într-un oraș și chiar proprietarii de bunuri sau de terenuri din oraș, duceți-vă în orice curte din Chișinău și vedeți ce se întâmplă acolo în curte, în centru istoric. Proprietarii ăștia de case vechi, haos au în interior, în curțile astea. Lipsă totală de grijă față de spațiul urban pe care îl au în gestiune. Domnule Nagacevski, iată, în contextul a ceea ce spunea colegul de platou, avem o inițiativă, cel puțin din partea domnului Ceban din fracțiunea PSRM, care spune că ar fi cazul la alocarea 15 milioane de lei pentru începerea construcției unui centru cultural și pentru copii, pentru că în zonă nu există. Este o idee? Ar soluționa oarecum starea de lucruri? Haideți să vă explic despre ce este vorba. Este cazul Gaudeamus, unde într-adevăr s-a inflamat opinia publică, în principiu justificat s-a inflamat opinia publică, deoarece acolo dacă construiești anumite clădiri, chiar și mall-uri, dacă construiești acolo e un centru extrem de sensibil, unde dacă pui ceva... care ar supraaglomera acea zonă, atunci acolo ar fi un colaps cu siguranță. Și în același timp este o zonă de odihnă pentru cei din jur care nu prea au unde să odihni, deoarece acolo Piasachi s-a construit cam în principiu totul. Și în condițiile în care noi vorbim despre o clădire și un teren care deja sunt în proprietate privată,
în condițiile în care nu există elemente de pornire a unui dosar penal împotriva cărorva persoane, factori de decizie și respectiv reieșim din faptul că persoana a dobândit dreptul de proprietate prin prisma principiului bunei credințe. De altfel, acolo sunt și anumite hotărâri judecătorești, încă au fost și anumite litigi. Eu sunt convins că toate privatizările au fost verificate de către instanțele de judecată. Și în asemenea condiții, pentru a tăia nodul gordian, este nevoie de o soluție radicală, dar soluția respectivă ar fi, în condițiile speței, inițierea procedurii de expropriere a lotului de teren pentru cauză de utilitate publică. Utilitatea publică o justifici pentru construcția, fiind mai ales că acolo este deja un cinematograf, da. Adică este o zonă de cultură și de agrement. Legea privind la expropriere pentru utilitate publică prevede expres că este posibil ca Consiliul Local să exproprieze un bun în condițiile în care vrea să construiască o zonă de agrement, de cultură, și ceva social, adică există prevederi legale care ar justifica o asemenea formulă. În condițiile în care se inițiază procedura de declarare a utilității publice, atunci există două formule de mulțumire, sau mai bine zis, de răscumpărare. Fie îi achiți în bani costul respectivului bun, sau este o a doua formulă prin natură, adică îi dai un alt lot de teren într-o altă zonă la un preț comparabil cu ce costă lotului de teren. În instanța de judecată, în cazul în care părțile nu ajung la un acord amiabil, se duce în instanța de judecată unde instanța verifică exclusiv dacă prețul oferit pentru expropriere este unul justificat. Ea nu verifică condițiile exproprierii ca atare. Este important ca să fie respectat în tocmai procedura prevăzută de regulament, că este un regulament aprobat de Guvernul Republicii Moldova și de legea privind la expropriere pentru cauza de utilitate publică. Mai departe, în cazul în care, fiindcă am înțeles că domnul primar general dorește să inițieze și anumite demersuri către organul de urmărire penală în vederea atragerii la răspundere, da. Identificării și atragerii la răspundere penală a unor persoane care s-ar face vinovate de asemenea privatizare. S-o facă, nu am nimic împotrivă, însă este extrem de important la moment de conservat situația, de retras bunul, de blocat, fiindcă în cazul în care el rămâne în proprietate privată, cu siguranță peste un an, peste doi, fiind proprietatea este continuu, o să apară acele clădiri. Și pentru ca să nu se întâmple peste un an, peste doi, să înceapă a înflori ca cipercele acele două clădiri, ai expropriat, ai stabilit prețul, ai plătit ce trebuiește, dacă ai identificat persoanele care sunt de rea credință, spre exemplu, din cadrul autorității publice, după ce le atrage la răspundere penală, le înaintezi o acțiune de regres ca să-ți repare prejudiciul în sensul să-ți restitui contravaloarea care ai achitat-o tu ca Consiliul Municipal pentru răscumpărarea respectivului bun. Asta este o soluție radicală, dar în același timp, dar în condițiile în care tu vrei să faci ceva care să fie eficient, trebuie să mergi conform prevederilor lege. Altfel, asta o să fie populism. Atât. Condițiile propuse de către Ceban, după mine, ele sunt radicale, dar în același timp eficiente și care ar putea soluționeze eficient respectiva speță. Domnule Chironda, la ora actuală acest cinematograf este demolat, nu știu, în proporție de 50%. Exact, asta vreau să spun acum. Asta ar scădea prețul respectiv de expropriere, și mai chestiunea bine. Chestiunea asta cu expropriere poate să dureze și jumătate de an, și un an, și doi, și zece. Nu se știe cât în condițiile Republicii Moldova. Și respectiv, până atunci noi o să avem O să avem o clădire semi-demolată, înconjurată cu gard, unde o să înceapă să crească pădure. Că am mai avut chestiuni de astea chiar pe strada 31 August, dacă țineți minte. Era înaintea organizării târgului de Crăciun, acolo era un spațiu care se afla în litigiu de vreo 10 ani și pe el creșteau jungle acolo. Asta riscăm să avem și în situația actuală. Eu nu Dar știu. În condițiile reale ale zilei de astăzi, care ar fi soluția optimă pentru a depăși? Eu nu pot... Condiția optimă. Condiția optimă ar fi să ajungă la o înțelegere. Eu așa dau seama. Să așeze la masă autoritățile. Problema este că la noi autoritățile locale nu sunt credibile. Nici agenții economici, nici cetățenii, nici societatea civilă, nimeni nu o să creadă buna intenție a autorităților locale. Poate să iasă primarul să rupă cămașa de pe el, oricine ar fi el. Pentru că o să ajungă la direcția arhitectură, un executor acolo care va în direcția nu știu care, care nu știu ce o să facă și situația iarăși o să se schimbe. După ce trece timpul, se mai uită, apar alte probleme și la un moment dat te trezești că iarăși situația revine la etapa inițială. Și de asta eu nu știu. Eu cred că ar fi bine acum să se așeze la o masă, să discute, să se elaboreze un proiect în care să fie cumva integrată, deci spații locative cu spații sociale și comerciale,
acest proiect și plus agentul economic să fie obligat sau cumva să-și asume amenajarea întregului spațiu, să fie asigurate parcări subterane pentru că acolo e o zonă cu trafic intens, să fie văzut cum se amenajează întregul parculeț care este acolo zona verde, ulterior asta să se discute în public și poate, poate se va ajunge la un numitor comun în situația dată, dar am mari dubii. Nu știu, noi n-am avut așa practici încă în oraș. Eu insist asupra domnului. Dacă îmi permiteți, deci ideea este, problema este că nu doar autoritățile publice nu sunt credibile, dar și agenții economici. Cel puțin procedura expropriere ne dă o anumită posibilitate de a bloca demolarea și construcția la ceva nou. Fiindcă problema este că în cazul în care tu nu inițiezi procedura de expropriere, ei se vor duce în instanță de judecată, neglijând autoritatea publică și vor obține prin instanța de judecată dreptul, vor solicita înlăturarea obstacolului în folosirea dreptului de proprietate și prin instanța de judecată își vor obține dreptul de a construi și noi vom rămâne exclusiv cu discuțiile. Însă datorită faptului că există un instrument puternic legal și dacă o să găsească executivul și Consiliul Local o să găsească un numitorul comun. Cel comun, mai bine să aștepți acel jumătate de an să inițiezi procesul de expropriere, dar tu cel puțin prin asta acoperi riscul mai mare că acolo o să apară acele clădiri cu 12 etaje. Fiindcă pentru mine asta este chiar reprezint pericol. Eu în fiecare zi cobor pe Asache și eu știu ce înseamnă aglomerația traficul de acolo. Și acele două clădiri pentru mine asta ar fi, eu nu știu, ar trebui să găsesc o altă zonă, să mă duc pe la Zavodskaya ca să ajung în centru. Asta este grav. Dar noi am mai avut practici de astea de expropriere. De expropriere sunt, mai ales acum cu construcția gazoductului Iași-Ungheni, instrumentul ăsta a fost pus în aplicare și a funcționat destul de eficient. Adică legea a fost performată, îmbunătățită, hotărâri de guvern au fost aprobate și este posibil și el funcționează, este necesar voință, nu e greu de folosit instrumentul respectiv, este necesară voința autorității publice locale. La noi se tem de orice element care este nou și care este ceva care contravine sistemului. Dar în cazul dat el poate fi încadrat sistemului și el nu ar contravine sistemului. Fiindcă tu dacă ai să aplici un asemenea instrument odată, mulți agenți economici o să se gândească dacă se merită să intre în luptă cu autoritatea publică locală. Este destul de riscant. Odată l-ai pus la punct așa că să-i sară păpușii de picioare și el atunci o să se gândească foarte bine dacă se merită să-și asume lupta și să încearcă să încerce a face schemele prin instanța de judecat sau nu. Eu vă spun încă un caz, împotriva Franței. A fost un cetățean foarte deștept care i s-a dat voie, i-a dat autorizație de construire să facă casă pe malul mării. Pe bun domeniu public, teren domeniu public. Peste 100 și ceva de ani, un alt primar la neamurilor la așa le-a dus și a spus, demolează-ți casa și pleacă. Deci tot zice și nu că voi mă expropriați, vă rog frumos, nu dați-mi bani. Și instanța nu i-a dat nimic, el a zis la Curtea Europeană și Curtea Europeană știți ce i-a spus? Măi frate, tu ai știut că respectivul teren e de domeniu public. În situația dată tu ai știut că oricând autorității publice ar putea să-i trebuiască lotul ăsta de teren și tu ți-ai asumat riscul investind bani în construcția ta. Tu ai știut că asta e vremenna postroica. Și ții nu ți-o expropriat în mod ilegal Franța dreptul tău de proprietate. Iacătă, acestea sunt elemente care în principiu lovesc în abuzurile care le fac autoritățile publice locale împreună cu agenții economici. Nu putem noi să schimbăm, să mișcăm carul din loc până când n-o spălim, dar tare să le sară șleapca de pe cap. Eu vreau să vă spun că orașele care sunt similare Chișinăului și au avut aceleași probleme din spațiul european, de exemplu Belgrad, Zagreb, Ljubljana. Acolo, într-adevăr, așa au spus calea asta și au fost cazuri foarte de răsunet, în care și exemple de astea dureroase în care construcția a fost demolată, terenul a fost expropriat, pentru că lucrurile se schimbă, situația evoluează, nu rămânem noi totuși în anii 90, o să vină alți oameni, o să se schimbe situația și cu justiția și atunci agenții economici o să înțeleagă, deci aici o să fie ruscă ruletă, cineva o să piardă foarte mult și o să dea vina, nu știu, pe providență sau pe Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, ceva mai devreme, domnul Nagachevski a pomenit despre Franța. Volens Nolens ne-am adus aminte de problema legată de ambasada Republicii Franceze la Chișinău și despre această problemă legată de niște construcții. Exemplu cras de schemă. Da. Deci acolo primăria... La sfârșit, domnul Grozavu a ieșit și a spus că da, noi nu i-am dat autorizație de construcție. Însă ei, până la autorizația asta, au făcut o serie de pași și o serie de documente permisive în care era clar că acolo o să fie o construcție. Pentru că acolo erau terenuri diferite și construcții, clădiri diferite. Era zona asta veche și erau căsuțe de astea vechi.
Deci ei au semnat autorizații de demolare a tuturor acestor clădiri, ei au semnat decizia de comasare terenului, ei au dat certificat de urbanism pentru noul proiect și deja la urmă au zis că dar noi nu ne-am răzgândit, noi nu o să eliberăm. Și centru economic, pur și simplu, pentru că legea spune asta cu privire la construcție, spune că dacă tu ai certificatul de urbanism și nu ți se dă autorizația timp de jumătate de an sau un an acolo, tu poți să începi construcția deja. Și dacă primăria te dă în judecată, tu ai șanse mari să-ți aperi dreptul în instanță. Și respectiv, da, la urmă primăria a ieșit și a spus că da, noi nu suntem de vină, deși foarte clar acolo era domnul Blaj, erau șefii de la Direcția Arhitectură, probabil, nu știu dacă a semnat ceva domnul Grozavu, dar într-un final tot acești oameni sunt responsabili de această situație. Domnule Nagachevski, mai avem câteva minute la dispoziție. Eu vreau să, pe final de emisiune, să discutăm despre ceea ce, nu știu, am putea numi o problemă destul de veche, o problemă cu barbă, iau în ghilimele de rigoare, problema stadionului național. Iarăși a revenit Republican. În... Republican, da, cer scuze. A revenit în vizorul opiniei publice și se fac auzite tot mai multe voci că urmează să fie și el înstrăinat. Ambasada Statelor Unite ar fi cea care ar fi pretins. Există premise reale de a da crezare acestor zvonuri? Este hotărâre de guvern. Da. Haideți să... Deja nu-i zvon. Deja nu-i zvon. Da. Da. Lucrurile sunt clare? Eu mi-e greu să spun cum s-a ajuns la o asemenea soluție, cum de a reușit ambasada Statelor Unite să convingă Guvernul Republicii Moldova să transmită în proprietate respectivul teren sau pentru construcție respectivul teren. Dar citez un lider politic de la noi care spunea e prea gras, iarăși citat încheiat. Pentru o ambasadă, un asemenea teren. Păi se pare că nu e gras, guvernul considerat altfel, că e ok. Nu uitați-vă acolo, situația care este. Dacă, desigur, ar fi bine să avem un obiect social acolo, stadion, centru de tineriat, social, parc la urma urmei, ar fi super. Dar noi avem realitatea care o avem. Și eu am foarte mari dubii că acolo o să fie un proiect social. Și decât să ajungă să se construiască iarăși blocuri, fără nicio noimă și o măsură și un plan. Mai bine deja să fie construit un sediu, pentru că evident că nu o să fie sediu tot terenul. Ei o să-și amenajeze. Am mai văzut ambasade noi în ambasadele Statelor Unite, cum arată orașele europene. Au un spațiu de protecție în jur, au o zonă verde, ei știu să facă urbanism pe deosebire de noi. Și de asta, dacă aș avea de ales eu între aceste două, între blocuri și ambasadă, cred că ar fi ok, aș opta pentru ambasadă. Dar evident că aș alege stadion, numai că eu deja îi construiesc de 20 de ani stadion acolo și eu nu cred că o să fie stadion. Nu e o idee realizabilă stadionul. În viitorul apropiat, în ziua dumneavoastră. Am identificat de câteva ori terenuri care se păreau că sunt potrivite, nu prea potrivite. Noi nu merge nou cu sportul și cu stadioanele. Avem deja două stadioane care sunt pseudo-stadioane. Concluzia dumneavoastră într-un minut. Formula respectivă după mine deranjează. Nu este ok. Cel puțin în condițiile în care noi suntem într-un an electoral să ridici o asemenea problemă, să ridici mingea la fileul actorilor electoral, este inadmisibil. Nu știu, poate juridic, poate undeva factual este justificat, însă din punct de vedere a opiniei publice, eu cred că asta este criticabil din punct de vedere moral situația respectivă, fiindcă noi toți ne așteptam că acolo va fi un stadion și dacă ambasada Americii sau Statele Unite doreau să ne ajute, puteau să investească eventual pentru un parteneriat public-privat și ne ajute la construcția stadionului și să nu-și rădi și mamă de ambasadă acolo, ca pe Matievici nu-i și mai răd din municipiul Chișinău. Ca opinii, dar nu știu. Da. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii, pentru că, desigur, municipiul Chișinău și capitala mod de mijlocit se confruntă cu o serie de probleme. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă întotdeauna. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună!